Mariana Cernicova, conferențier universitar la Facultatea de Științele Comunicării, Universitatea Politehnică Timișoara. În cadrul proiectului încă sunt, pentru că mai avem câteva săptămâni de proiect, responsabil de comunicare. Care sunt rezultatele acestui proiect? La capătul unui maraton de aproape un an de zile, proiectul a început în 9 mai 2023 și se va finaliza la mijlocul lunii aprilie 2024, avem rezultate care unele ne bucură, altele ne îndeamnă să căutăm surse noi de finanțare pentru continuarea unora dintre acțiuni. Proiectul nostru, care se numește Studenți Universitari, pentru că în engleză student poate să însemne și elev de liceu, deci studenți angajați în consumul responsabil și sustenabil de energie, este un proiect dedicat identificării comportamentelor studenților în ceea ce privește consumul de resurse care implică energia electrică, dar nu numai, vă voi spune imediat mai mult despre asta. Deci, identificarea și formarea unor comportamente care să conducă la un comportament sustenabil și la apropierea acelei ținte pe care Agenda 2030 a Națiunilor Unite o stabilea pentru 2030 de reducere a amprentei de carbon. Țintele asumate european este să se producă o schimbare cam cu 15%, de la 40% cât este acum impactul de asupra mediului, la 55%. Această țintă nu poate fi apropiată dacă nu converg mai multe comportamente, atât la nivel individual, loc în care am acționat noi, cât și la nivel de macroeconomie, loc asupra cărora nici nu încercăm să intervenim. Alegerile pe care le face fiecare persoană și studenția este o perioadă de învățare, au un impact major și studenții au fost învățați, li s-a demonstrat care este acel impact și noi am încercat să urmărim acest lucru printr-o multitudine de activități. Unele au fost de informare directă prin campanii, prin mesaje care au fost difuzate către studenți, prin training, pentru că ne-am format o echipă de ambasadori ai sustenabilității, studenți care să acționeze ca vector de schimbare, dar și prin concursuri și concursul între cămine studențești a demonstrat că da, au fost cămine care au înregistrat scăderi în ceea ce privește consumul, fără să afecteze prin asta stilul lor de viață. La ce capitol au fost cel mai deficitari, mai energofagi studenții? În primul rând, nu neapărat sunt conștienți cu privire la consumurile pe care le înregistrează diferitele aparate pe care ei le utilizează. Cel mai des lasă în priză tot ce se poate lăsa în priză și un lucru pe care nu îl observăm mulți dintre noi chiar acasă, lasă laptopul pornit, poate chiar conectat la internet și pleacă să-și vadă de alte activități, știu eu, studii, ore, întâlniri cu prietenii și așa mai departe. Probabil că aici este cea mai semnificativă dimensiune care este acționabilă. Sunt alte lucruri care nu sunt acționabile, din păcate, și o să avem diverse modalități de educare, de exemplu, să se uite și să înțeleagă, să citească corect consumurile de pe diferitele tipuri de aparate, în speranța în care atunci când le vor achiziționa pentru ei, pentru consum personal, vor fi atenți la aceste capitole. Dar sigur, asta este o acțiune cu bătaie pe termen lung. Cum s-au remarcat studenții sau prin ce s-au remarcat studenții care sunt din căminul câștigător al competiției din cadrul proiectului? Le-am propus o competiție de reducere a consumurilor prin gesturi simple, adică stingi lumina când pleci din încăpere, închizi robinetul când ai plecat de la duș și așa mai departe. Și căminul câștigător a înregistrat nu neapărat cele mai mari scăderi la toate capitolele, dar a înregistrat scăderi la cele trei domenii pe care noi le-am monitorizat. Adică au fost cămine care au fost mai performante la economia de curent electric sau la economia de apă, dar nu au înregistrat la toate cele trei capitole monitorizate de noi respectivele scăderi. Căminul câștigător a reușit acest lucru și chestiunea care ne-a bucurat și am și evidențiat-o.
ceilalți care au fost ghilimele câștigători pe domeniul lor, au primit și ei diplome care au evidențiat exact capitolul la care s-au remarcat. Foarte mult din ceea ce fac studenții înșiși are impact. Deci soluția nu e doar în seama tehnologiei. Poți pune temporizatoare de curent electric, da, de la întrerupătoare. Poți, cu un consum considerabil mai mare, să pui temporizator la robinetele de apă, așa cum este la marile magazine. Cineva chiar spunea, de ce nu faci? Investiția este uriașă. Dar până la urmă, gestul de a închide robinetul, îl pierzi dacă nu interacționezi niciodată și poate că acasă nu îți pui neapărat temporizator. Deci e un gest care trebuie exersat și o competență care trebuie să existe și o conștientizare care trebuie să existe chiar la tânărul care bate la porțile independenței complete prin faptul că va deveni profesionist în curând. Aveți și procentual cu cât a scăzut consumul? Avem procentele, ele au scăzut undeva între 5% și la unul dintre parametrii, la chiar 80% la unul dintre cămine. Sigur că ne punem întrebarea, dar oare de ce n-o fi fost așa, mai binele acesta, de ce n-o fi fost fără intervenția noastră? Noi ne-am străduit să nu angrenăm doar studenții, ne-am străduit să angrenăm și administratorii, ne-am străduit să angrenăm comitetele de cămin, în așa fel încât pe toți factorii care sunt implicați în buna gestionare a viețuirii în complexul studențesc să existe posibilitatea de intervenție și convergență de acțiune. Și la PET-uri ce fac? La reciclare? La PET-uri problema aceasta se va rezolva foarte simplu prin faptul că s-a introdus programul RETURO. Deci noi când am început programul, proiectul nostru, ne puneam problema ca ei să recicleze cu mai multă conștiinciozitate, adică să separe cu mai multă conștiinciozitate și suntem bucuroși că am reușit să încheiem un parteneriat cu Retimu pe parcursul implementării acestui proiect și să introducem niște saci de colectare pentru pubela galbenă chiar pe coridoare, lucru care nu exista anterior. Deci asta este un rezultat pe care nu l-am produs. Scade semnificativ PET-ul, pentru că în momentul în care poți să primești 50 de bani contra sticle, sigur că faci acest gest, dar ce rămâne? Rămâne doza de aluminiu, de la băuturile răcoritoare rămâne hârtia pe care eu consumă destul de intensiv, fie că vorbim de ambalajul de pizza, fie că vorbim de hârtia pe care o folosesc pentru multiplicarea resurselor educaționale. Aici există o contradicție. Pe de o parte, studenții cer și spun că vor resurse educaționale electronice, pe de altă parte și le tipăresc, pentru că cititul de pe hârtie este mai lesnicios, marcajele sunt mai simple, nu toată lumea are programe super performante ca să-și facă marcajele direct în PDF-uri și așa mai departe. Deci avem în continuare un consum intens și destul de amplu de hârtie și de carton. Asta se vede pe consumul acesta, adică pe producția acesta de gunoi reciclabil pe care îl colectăm. Evident, aceste campanii de care noi vorbim trebuie repetate. De ce? Nu e un comportament care să dureze în timp foarte mult. Suntem la capătul unui an maraton în care am derulat proiectul Studenți implicați în consumul responsabil și sustenabil de energie. E un proiect care a fost câștigat prin intermediul Fundației Politehnica, dar are ca implicare directă și impact direct asupra universității noastre, atât pe componenta de studenți în principal, cât și pe componenta de regândire a unor elemente pe care personalul care oferă servicii studențești și le asumă în exercitarea activităților. Mulțumim foarte mult domnului rector că ne-a fost alături în toate etapele acestui proiect și că a acceptat și să colectăm informații și să lucrăm cu studenții și cu intervenția pe care am avut-o în complexul studențesc și rugăm să ne spună câteva cuvinte cu privire la
ce vrea domnia sa, ca să nu dau eu indicații ce să spună fiecare dintre vorbitori. Mulțumesc frumos. Rămân jos, mă gândesc că e mai simplu așa. Acum, Poetenic, așa cum am prestat și în programul managerial, are pentru acest mandat al noi conducerea universității trei piloni principali de dezvoltare. E vorba de internaționalizare, antreprenoriat, bine, pe lângă didactic și cercetare, care e deja cumva clasic, și, bineînțeles, sustenabilitate. Acum, nu e doar declarativ, noi nu lucrăm doar începând de acum sau doar începând cu acest proiect. Acest proiect e foarte util din punctul meu de vedere, pentru că transmite mesajul și face o comunicare foarte bună a necesității anumitor măsuri în zona studențească, dar și zona personalului nostru administrativ, al universității, și am simțit oameni destul de implicați. Acum, universitatea, pe lângă aceste măsuri care sunt foarte importante, vine și cu proiecte de completare, să zicem, a infrastructurii. Noi avem pe un col al Ministerului Energiei depus un proiect, din câte știu, în aceste zile va fi și anunțată câștigarea lui, unde e vorba de celule fotovoltaice, care ne-ar scădea undeva consumul în ceea ce privește, sau costul, nu consumul, costul în ceea ce privește utilitățile cu la jumătate din actual, care este foarte mare, având în vedere costurile crescute din ultimii 2 ani de zile. Pe lângă asta, pe lângă faptul că acționăm și asupra clădirilor, avem și două cămine care vor fi renovate integral dintre căminele vechi, avem în calcul și chiar și zona electro, să introducem într-un proiect tot pentru zona de eficientizare energetică. Acolo e și o problemă cu culoarea, dar o să se rezolve și aceea. Deci, cumva, pe lângă proiectele pe care le are universitatea pe ceea ce înseamnă infrastructură în ideea de sustenabilitate, ne interesează foarte mult și modul în care se comportă atât angajații universității cât și studenții. Atunci, proiectul a fost un proiect de impact, în sensul în care am văzut studenți implicați, am avut personal administrativ implicat, am înțeles puțin mai bine ce măsuri trebuie să ia și, bineînțeles, că astfel de măsuri și astfel de comunicare și de lucruri vor continua și după terminarea proiectului, pentru că e necesar tot timpul să avem în vedere și ceea ce putem face noi, nu doar ceea ce poate face instituția prin, mă rog, aplicare de pe coluri sau economii de o altă natură. Cam asta ar fi. O să îi rog pe colegi să detalieze poate mai mult legat de rezultatele proiectului și eu am fost foarte mulțumit de ce s-a întâmplat. N-am putut să merg în Norvegia, dar a fost colegul meu la un moment dat, Liviu Cădariu, împreună cu colegii din proiect și am ținut tot timpul aproape și am știut ce se întâmplă în proiect, pentru că sunt în contact cu colegii și m-a interesat destul de mult ce facem cu acest proiect. Mulțumesc! Mulțumim și noi foarte mult. Deci, proiectul a avut un partener norvegian care ne-a ajutat cu transferul de know-how pe anumite domenii. În Norvegia, conceptul de sustenabilitate în învățământul superior este mai avansat, în sensul în care Ministerul Educației, Ministerul Norvegian al Educației, cumva le-a transmis o directivă și universitățile implementează acest tip de activități cu experiențe extrem de diferite. Dar, spre surpriza noastră, toată intervenția lor se referă doar la clădirile academice, pentru că ceea ce noi numim campusul studențesc, însemnând complexul de rezidențial, locul în care studenții își petrec o foarte mare parte din timp, nu este administrat de universități, este o altă entitate. Și asta ne-a arătat cât de diverse sunt abordările și cât de mult trebuie să te gândești cum faci această adaptare la specificul locului și cum lucrezi cu o zestre pe care o ai și pe care nu o arunci peste bord doar pentru că dintr-o dată a apărut ceva cu totul nou. Să nu uităm, Politehnica are deja 100 de ani de campus universitar. Anul trecut tocmai ce am aniversat acest moment și sigur că acești 100 de ani vin cu zestrea de care vă povesteam. Domnul profesor Mugur Dragomir vă va prezenta principalele activități și principalele rezultate obținute în cadrul proiectului. Da, mulțumesc. Domnule rector, stimați colegi, stimați membri sau invitați ai presei, conform timpului pe care îl avem la dispoziție, mă voi strădui să fiu suficient de succint și în același timp să nu vă plictisesc cu data pe care am. Finanțatorul a fost Innovation Norway,
Durata de implementare a fost 18 luni, valoarea proiectului 196.202 euro, aplicantul a fost Fundația Politehnica din Timișoara, partenerul norvegian Quality Management Systems. Acum, noi în acest proiect am avut câteva secvențe în implementare, am avut o evaluare a situației inițiale, o să discutăm rapid prin interviuri individuale de grup, respectiv prin sondaj de opinie, după care am avut o activitate de formare, adică pentru dezvoltarea de competențe și cunoștințe ale actorilor relevanți în acest caz și e vorba de studenți, respectiv administratorii de cămin. Apoi, partea centrală a proiectului a fost cea legată de campaniile de informare și sensibilizare privind utilizarea responsabilă a energiei și la sfârșit am avut această evaluare, ne găsim acum în perioada de evaluare a proiectului, în care am dorit să vedem ce schimbări s-au întâmplat în atitudinile respectiv în cunoștințele studenților în ceea ce privește consumul sustenabil de energie. Și bineînțeles că dorim să informăm în continuare pe studenți în legătură cu rezultatele proiectului. Am să trec puțin mai repede legat de campaniile de informare și de sensibilizare. Am avut o permanentă relație cu studenții prin mijloacele electronice și nu numai. Am lansat un concurs pe rețelele sociale pentru a proiecta mesaje adresate colegilor lor pentru reducerea consumului de energie. Am desfășurat și campanii offline de informare și conștientizare, ca de exemplu Schimbă un bec sau un concurs între căminele studențești, căminul 19 a ieșit căminul campion pe ansamblu consumului de energie. Am participat și la alergătura la 103 ani pentru Poli și bineînțeles că ne luptăm în continuare cu reducerea amprentei de carbon pentru mediu prin dezvoltarea de comportamente de reciclare. Și aici, în parteneriat cu Retimo, am desfășurat și suntem în desfășurarea unei activități de colectare mai atentă a rezidurilor. În ceea ce privește rezultatele, de exemplu, ale interviurilor individuale, la început am avut interviuri cu factorii de decizie din UPT pe principalele direcții: consum de electricitate, apă, energie termică, colectare selectivă de deșeuri și respectiv modalități de atenționare și dezvoltare a unui comportament sustenabil în rândul studenților. Perspectiva generală a tuturor a fost că, în general, la vârsta de 20 de ani sau în jurul ei, studenții nu sunt foarte atenți la consumul de energie în sens sustenabil. Și, pe de altă parte, fiind un loc de educație în care studenții vin din cam toate colțurile țării sau din mai multe județe, e foarte greu să armonizezi comportamente, personalități diferite și lucrul ăsta se întâmplă în timp. Ce măsuri au văzut în direcția consumului sustenabil reprezentanții universității? În primul rând, educatori fiind, nu vor măsuri punitive, ci mai degrabă acțiuni de conștientizare. Un rol important l-ar vedea parteneriatul cu organizațiile studențești și acestea să fie cele care să îi persoadeze, să îi convingă pe studenți. Organizarea de evenimente tipice, de exemplu Ziua Mondială a Apei sau iar pentru colectarea selectivă, dezvoltarea unei infrastructuri specifice. Legat de interviurile de grup, aici am avut studenți care au fost intervievați și în același timp și ei au recunoscut, la fel ca și cadrele didactice, că nu sunt foarte atenți la consumul sustenabil de energie. Există și niște obiceiuri de acasă, pentru că acasă, în multe locuri, probabil că nu colectează selectiv deșeurile, ca de exemplu a fost sesizarea lor, informarea lor, și atunci venind aici sunt puși într-o postură nouă și este și ăsta un act de învățare. Au sesizat și alte aspecte pe care nu a să insist. Ce recomandări au dat? În primul rând, pe zona de educație, pe zona de conștientizare. Ba chiar ei au venit, spre deosebire de cadre didactice, studenții au venit cu propuneri de genul poate un tarif diferențiat în funcție de consumul de energie electrică. Nu înseamnă că se implementează varianta asta. Apoi, instalarea de dispozitive de reciclare după modelul marilor magazine. Sau chiar instalarea europene pe palier, dacă este posibil. Și alte asemenea recomandări.
Ce am mai făcut? Noi am încercat să îmbunătățim cumva și comportamentul lor prin atenționare în regulament și respectiv în contractul pe care l-au cu căminele studențești și vedem acum la sfârșitul acestui an ce efecte am avut. Aici vreau să vă prezint pe scurt câteva rezultate legate de sondajul de la începutul proiectului și respectiv la finalul proiectului. N-am să le citesc pe toate. Aici sunt acțiunile comportamentale urmărite de noi în direcția consumului sustenabil de electricitate. De la stingerea luminii în camera, a televizorului când nu la lumina când te uiți la televizor, până a trece telefonul mobil pe un consum de energie sustenabil. Ei, în urma campaniilor derulate, ceea ce mi se pare nouă interesant, este că pe zona aceasta a acțiunilor comportamentale de sustenabilitate în consumul de electricitate, am putea să spunem că avem o diferență de 23%. Acum o să mă întrebați dacă probabil vă gândiți, domnule, s-a redus consumul de electricitate cu 23%? Nu. Dar este vorba că s-a schimbat ei atitudinea și gândesc un altă diferit lucrurile din declarațiile lor. Ceea ce este un pas important. Atitudinea precede comportamentul. Și asta credem că ne-am dorit în primul rând. Nu să ne ajungem imediat la comportamente. Că la comportamente probabil că ajungem în situații de criză. În sensul consumului de sustenabil de electricitate, am sesizat o diferență statistic semnificativă, de exemplu, la scoaterea din priză aparatelor electrice și electronice pe care nu le folosesc. Deci ei au declarat că în urma campaniilor de informare, domnule, suntem mai atenți când scoatem din priză și când folosim aparatele astea, de exemplu, pe care le avem în priză, că, slavă Domnului, au foarte multe. Ce nu s-a schimbat și este nesustenabil și înainte de proiect și după proiect? Verificarea numărului de ore de iluminat la cutiile becurilor. De exemplu, asta este, să știți că prin măsurătorile pe care le-am făcut, se vedea foarte clar că ei nu au această tendință de a fi atenți și nici după proiect n-am reușit să facem o modificare la acest lucru. Merg mai departe la consumul de apă. Aici am măsurat alte aspecte care sunt, de exemplu, faptul că mută robinetul pe debitul maxim, când spală vasele și așa mai departe, până la lasă apa să curgă la duș în timp ce se săpunesc. Și aici am încercat să facem o comparație între ce a fost inițial și ce a fost final și avem o diferență, din nou, o să vi se pară 44%, s-a redus consumul de apă cu 44%. Să știți că studenții noștri nu sunt mai împuțiți sau mai nespălați, ca să folosesc un cuvânt tare, ca să atragă atenția. Tot așa se spală, dar ideea este că sunt puțin mai atenți și sunt mai conștienți de ce ar trebui să facă pentru a reduce consumul de apă. La ce sunt atenți? La contorizarea timpului petrecut sub duș. De la Freud, citire și spălatul sub duș e o activitate sexuală, că prin piele facem de toate. Și atunci, bineînțeles, că dacă stai sub duș, îți rezolvi și alte probleme. Știu că poate vă șochează, dar se mai întâmplă și asta. Și atunci, nu pe varianta asta am mers noi, ci ideea este că ei și-au redus prin acțiunile noastre, fiind conștientizare. De asemenea, să folosească programul de spălare la mașină la o temperatură, mașinile de spălat care sunt în dotarea căminilor, la o temperatură mai scăzută de 40 de grade sau, de exemplu, să aștepți să ai suficient de multe rufe murdare ca să poți să umpli o mașină de spălat. Astea s-au schimbat în ceea ce privește atitudinea lor. Și aici avem pe fiecare categorie de comportament. Comportamente care nu s-au modificat, ca de exemplu poziția pe debitul maxim a robinetului atunci când spală diferite produse sau alimente, tot la maximum vor da robinetul, sau deschiderea robinetelor cu câteva minute înainte de a face duș. Acum mai este și o chestiune că trebuie să vină apă caldă și atunci bineînțeles că deschizi dușul și probabil că nu o să se schimbe prea mult. Am mai urmărit comportamente legate de reciclare, toată lumea știe, reciclare de sticlă, PET-uri, baterii, becuri, doze de aluminiu, ulei alimentar,
tonerul imprimantei, să știți că la marea majoritate nu s-a schimbat ceva în atitudinea, acțiunea lor comportamentală. M-a surprins ceva pe mine și pe colegii noștri, colectarea uleiului alimentar uzat și predarea lui la centrele de colectare. Asta le-a tras atenția. Nu înseamnă acum că avem litri de ulei folosit și care să fie colectat, dar le-a tras atenția că asta ar trebui să schimbe. Aici aveți un exemplu de diagramă circulară pe care o avem noi pe Iangen, în care ne arată valorile pe scara de la 1 la 5, cum am măsurat noi, și diferența asta unde s-a văzut la consumul alimentar din punct de vedere al altitudinii a fost undeva la 12,5%. În rest, comportamentele nu s-au modificat, nu pot să spun acum că avem niște valori pe care trebuie să le declarăm și care vrem să atragă atenția. Eu cred că m-am încadrat în 12 minute, mai am date, dar poate că e bine să ne oprim aici, pentru că ăștia au fost datele semnificative între ce a fost inițial și ce a fost final. Și dacă aveți întrebări, încercăm să vă răspundem la ele. Vă mulțumesc pentru atenție și cu drag putem să mai discutăm după. Vă mulțumim foarte mult. Deci, dacă aveți întrebări pe cifre, pe comportamente, pe intervenții, domnule Colonia, aveți faptul de cel mai mare în lumea asta, pe aceea banii? Pe veloci vitez? A, da. Păi pe curent și pe gaz. Da. E discutabil. Noi vorbim aici de milioane. Okay. În care e discutabil de cum îți facturează. Dacă facturează o lună, de exemplu, în general facturează poate nu atât de periodi. Luna decembrie plus jumătate din an, e cred că e mai scumpă decât luna martie, luna aprilie. Depinde și de perioadă, depinde și de vreme. Curent plute și vara pe care ai funcționat. Când ai, mă rog, parte de luminare, de luminare, tocmai ai răzut cumva la faptul de zile, de ai funcționat de multe costă. Acum este mai echilibrați la gaz, la consum iarna. Unde vreți să puneți ziua? Pe cămină. Pe cămină? Pe cămină și pe clădiri pe care putem pune, din păcate nu putem pune pe toate, pentru că noi avem foarte dintre din monumente, pe mecanică nu putem pune. Avem clădiri pe care nu putem pune, dar pe multe cămine, pe clădiri pe care putem pune, nefiind zona de monument, nu e zona de mecanic. Am pus proiectul, poține, cred că cam multe clădiri din campus, mă refer la cămine și facultăți zona aceasta, pe care putem să pun. Cam toate le-am inclus în acest proiect, unde se poate pune. Viitorul demersului dumneavoastră de a face campusul universitar mai verde, mai atent cu resursele, o să se coreleze și cu acest proiect? Dacă se implementează, vreți să-l implementați, să corelați activitatea dumneavoastră în continuare, în paralel cu investițiile politehnice? Demersul educativ trebuie reluat în fiecare an, pentru că s-a dovedit, nu suntem la prima noastră experiență și dacă nu consolidezi, s-a terminat proiectul, mai are un timp, așa o alonjă de vreo 3 luni în care se mai păstrează, după care se pierde. Evident că trebuie reluat cu noile elemente. Adică, în continuare, ceea ce noi am și constatat este că e extraordinar de importantă componenta umană, pe lângă cea tehnică. Deci cea tehnică oferă o infrastructură solidă și te ajută pe partea pe care poți rezolva chestiunile cu tehnica. Dar pe partea de comportament și tânărul acesta stă în preajma noastră, hai să zicem, maximal 6 ani. Da? Să luăm arhitectura sau să luăm inginerii care stau 4 plus 2, da? 4 licență plus 2 masterat. Se duc în piața liberă și în viața autonomă și au nevoie de aceste comportamente pentru că se vor întâlni cu fel de situații. Și firmele le vor cere să demonstreze sensibilitate la subiectul de sustenabilitate. Și le vor cere niște deprinderi pe care nu scria în job description că trebuie să le ai.
Și e important ca noi să revenim cu acest lucru. În măsura în care campania de persoasiune va putea să fie reluată, evident, cu noile elemente, sigur că da, suntem pregătiți, să zic, logistic și avem experiențele de pe acest proiect ca să reluăm elemente de persoasiune în noile condiții. Studenții, sau partea care a ținut strict de tehnică și n-a ținut de noi, am constatat că da, există o zonă în care prin investiții, cum spunea domnul rector, se pot face niște reduceri semnificative, dar noi nu asta am urmărit în principal. Noi am urmărit în principal un scop educațional.